Unul dintre cele mai mari state de pe glob își îndeamnă populația să își facă rezerve de hrană și de produse de primă necesitate. Oamenii nu au primit explicații pentru acest apel și se tem că țara lor ar putea fi amenințată de lipsa alimentelor. Guvernul de la Beijing și-a alertat deja cetățenii să aibă în vedere o listă mult mai mare de cumpărături, însă fără o explicație clară. Ministerul Comerțului a făcut apel și la autoritățile locale să faciliteze fluxurile de aprovizionare, să monitorizeze rezervele de carne și de legume și să mențină stabilitatea prețurilor. China e foarte avansată la ora actuală. Probabil că oamenii de știință din China au pus problema asta și e cazul să ne gândim puțin la faptul că și boala asta de COVID care ne atacă tot timpul și nu ne lasă să ieșim, ar trebui ceva mici provizii, dar nu mari, mici. Apelul vine într-un moment în care China încearcă să combată reapariția unor focare sporadice de COVID-19, dar nu s-au oferit explicații clare privind motivul pentru care a fost făcut. China îndeamnă populația să facă provizii de mâncare, de alimente. Ce părere aveți? O părere proastă. Păi să fac provizii. Sunt atâtea magazine deschise, se intră normal, nu se face provizii. Se strică și pe aruncă. La ce să facă provizii? Pe lumea multă acolo, mor de foame. Caută pe alții care au mai multă. Facă importuri. Credeți că se pregătesc pentru ceva sau credeți că e din cauza pandemiei? Are loc și pandemia la ei acolo. Microbul de la ei vine, de acolo, la chinezi. Ei ne-a băgat în toată lumea pandemia asta. China, care aparțin de ei acolo. Eu așa cred. Credeți că și românii ar trebui să-și facă provizii de hrană în această situație? La fiecare, și eu mi-am făcut provizii. Îndemnul ministerului către gospodării de a-și asigura provizii în caz de urgență a creat confuzie, provocând cozi la supermarketuri, unde oamenii s-au înghesuit să cumpere ulei și orez.